Bună seara! Ascultați RFI, emisiunea se cheamă Punerea pe gânduri. În studio vă urează bun găsit ca în fiecare seară de joi Laurențiu Colintineanu cu un nou dosar din revista Dilema Veche pe care o găseați la chioșcurile de ziare în această dimineață. N-ați mai găsit-o, nu-i nimic, dilemaveche.ro, știți toată introducerea, nici nu vă seacă de bani abonamentul online, plus că primiți și ediția print prin poștă dacă vă luați abonamentul combo. Pentru că Dilema Veche e singurul model funcțional de paywall din România și pentru că meseria de jurnalist nu se finanțează cu căpșuni. Bună seara, Stela Giurgeanu! Bună seara! Îți mulțumesc că ești din nou alături de noi cu o temă pe care tu ai ales-o, tu ai cules-o, tu ai curat-o în revista de săptămâna aceasta. Înainte să vă spun tema, îl salut și pe Bogdan Voicu. Vă salut și eu! Bună seara! Mersi că ești din nou alături de noi. Bogdan Voicu este sociolog, a scris articolul intitulat De la o etichetă la alta în dosarul Dilemei Vechi. Și tocmai despre etichete vorbim, adică despre stereotipuri, prejudecăți și etichete. Și bineînțeles că Stela ne spune pentru început de ce a ales tema, cam care-i treaba, cu ce se mănâncă și unde se aplică etichetele. În primul rând, nu este un dosar care se dorește a fi un apărător al corectitudinii politice, ci să dezbată fenomenul ăsta al etichetărilor. De ce suntem dispuși să punem o etichetă în loc să gândim mai dincolo de aparențe. Unde duc aceste etichetări, unde duc prejudecățile? Și ideea a fost de mult. Am tot cules-o. Ai tot curat-o de-a lungul anilor. Din mass media, de pe stradă, din discuțiile cu oamenii. Care a fost episodul cu eticheta care a fost declanșatorul ideii? Sigur că pe parcursul vieții culegem cu toții fie etichete aplicate nouă personal, fie etichete aplicate altora sau pe care le aplicăm noi unor situații pe care le vedem, dar care a fost declanșatorul în momentul în care te-ai dus în ședința de redacție și ai zis, asta va fi? Cred că o remarcă stradală. Când am fost fluierată și făcută în toate felurile pe stradă, eu ducându-mă la redacție. Dar era de bine totuși în toate felurile. Da, așa, dar ideea asta că port fustă scurtă și într-un fel porcesc-o măgulitor, așa. Da, în fine mai puțin măgulitor. Am înțeles. Ok, să trecem în revistă pe scurt. Vă zic de pe prima pagina dosarului că avem așa texte și opinii de Ioana Bot, care este profesor universitar, de Luca Niculescu, care este redactorul șef al postului la care noi vorbim în acest moment. E un interviu cu Luca Niculescu, se intitulează Gândirea în alb și negru este plicticoasă. Mai scrie Adrian Ciuroianu, care este istoric denominat în Dilema Veche. El scrie despre stereotipul național și zice de ce am întors spatele Dunării, se întreabă respectiv. E vorba despre stereotipiile din istorie și despre articolul lui Bogdan Voicu, v-am zis. De la o etichetă la alta se intitulează textul semnat de Bogdan. Cum ne perindăm noi prin viață de la o etichetă la alta și când începem să aplicăm etichete? Non-stop. De la bun început, asta e prima chestie pe care o învățăm. Nord-sud, asta e niște etichetă. Dacă iei pământul și te uiți la el de sus, ca la o bilă de ping-pong, pe poți să treci la fel de bine și de jos în sus, că îl întorci invers. Că dacă ești uriaș și iei pământul, învârți, pui nordul și sudul unde ai tu chef. Și atunci etichetele astea, de fapt, ne ajută pe noi să ne orientăm în viață. Sunt jaloane, sunt repere. Sunt chestii pe care le folosim ca să definim mediul în care funcționăm. Iar mediul nostru sunt oamenii și putem să le aplicăm și la oameni. Am de pildă o amică, ea definește orice situație în felul următor. E nasol, nu pot să mă descurc în situația asta, nu știu ce să vorbesc, mă depășește, nu m-am pregătit pentru tema asta. Dar când o auzi vorbind, este clar că știe și bun, ea și definește situația, că eticheta asta face, definește situația. Ea definește situația cu așteptări joase, ca tu după aia să fii foarte încântat de ceea ce face ea. E o chestie naturală pe care o face fata cu pricina. Și că fata cu pricina mai are puțin și îi zbucnește isteric în râs în momentul la care noi vorbim acum. Dacă ne ascultă pe calea undelor, ce să-i fac ei? Nu, te ascultă de la 1,5 metru distanță. De stai la program. Asta sunt din bucătării radioului. Da, asta este vorba despre nu despre etichetă, ci despre un complex. Deși între etichete și complexe, da, există multe legături. Da, în modul în care folosești cuvintele, de fapt îți etichetează și îți define situația, că de fapt eticheta aia e funcțională într-un cadru mai mare și ea definește situații. Ok, hai să încercăm să definim eticheta. Eticheta este un cuvânt pe care îl aplici unei anumite situații sau eveniment sau individ ca să simplifici lucrurile. E simplu să pui o etichetă, să spui, domnule, ăsta e rău, pentru că din momentul ăla știu în ce categorie l-ai pus și în clipa asta poți să manevrezi în viață și că ăla e rău și că am rezolvat problema. Dar dacă ești puțin mai nuanțat și spui, domnule, ăsta are probabilitatea oarecare să fie rău sau să fie bun, atunci lucrurile sunt mai greu de prezis și mai greu să spui ce va face el. Dacă spui că e sigur rău, ai rezolvat, știi că mereu va fi rău. Ei bine, asta face eticheta. Îți definește poziția în care se află fiecare individ, felul în care va reacționa el în o anumită situație și îți construiește viața socială. Și atunci tu știi să descurci în viață dacă ai etichetele pe care le-ai plasat funcțional într-un loc sau altul. E adevărat însă, așa cum spunea Stela mai devreme, că devii dependent de ele. Dacă pui o altă etichetă și ai pus-o greșit, și de regulă asta facem, pentru că eticheta simplifică enorm o complexitate evidentă. Ei, dacă o pui greșit, în clipa aia, de fapt, ai încurcat complet șirul evenimentelor, pentru că nu se poți să prezici corect ceea ce vor face ceilalți și te descurci aiurea în situația respectivă. Cu alte cuvinte, etichetele pot fi bune sau rele? Adică pot fi și bune. Ele nu pot fi și folositoare. Nu cred. Este un reper fals, este o imagine și o mentalitate bazată pe clișee, fără a fi deloc informate. E ceva foarte simplist, o etichetă. Ai auzit de la alții, ți s-a părut ție că se întâmplă ceva într-un anumit context și atunci extinzi această etichetă și în alte situații. Da, tu mai degrabă vorbești acum despre prejudecată, despre, adică da, dacă în urma unei judecăți eu aplic o dacă în urma unei judecăți aplic o etichetă că și iau un caz complet ipotetic și probabil extraordinar de nerealist. Premierul în funcție Victor Ponta a făcut ceva bine. Sigur, nu se va întâmpla niciodată, dar să încercăm să ne imaginăm această situație complet improbabilă. Și am zis, ok, am analizat acțiunile și am zis, asta a făcut bine. Am aplicat o etichetă de bine, înțeleg. Cred că am aplicat o etichetă că a făcut ceva bine. Dar am făcut-o în urma unei judecăți. Există un site nationalstereotypes.com în care sunt colecții de stereotipuri din toată lumea, printre care, apropo de aceste etichete pozitive, stereotipuri pozitive, toți asiaticii cunosc artele marțiale, negrii dansează foarte bine și sunt... Which is true. E adevărat. Și dar și caucazienii dansează bine. Nu, nici sunt nu se compară. Sunt balerini de renume. Arte marțiale, nu. și toți sudcoreenii pe care eu am avut colegi la școală băteau de rupeau. Tablele. Jucau tablele și băteau. Da, dar atunci când vei cunoaște un asiatic care nu știe arte marțială, să fii dezamăgit. De ce? Să zici, a, tu nu ești în stare, păi știam că toți... aveți legătură cu artele marțiale. Așa, stereotipul dominant este că românii fură. Prin urmare, toți furăm. Da, nu mă simt. Deci, asta mai este un pericol când se aplică foarte mult o etichetă, tinzi să te comporți până la urmă cum se crede despre tine că ai fi, pentru că, scuzați expresia, dar îți bagi picioarele, nu mai... Oricum, orice îi face, totul este etichetat invers. Ok. Între noi, fie vorba, sportul național al românilor, și voi aplica o etichetă în acest moment și sigur voi generaliza, da? Este să eludeze fiscul. Care dintre noi odată, în vremurile în care se mai practica lucrul acesta, pentru că acum când te duci la benzinărie trebuie să zici codul fiscal, da? Dar care dintre noi vreodată n-a dat unui prieten sau unei cunoștințe care avea o firmă un bon de benzină sau de motorină pe care n-avea unde să-l deconteze el însuși și l-a dat prietenului ca să-l ajute puțin să mai scadă din impozite? Nu e sportul nostru național? Bon de benzină este o etichetă, nu? E o etichetă la propriu, da. Adică e o bucățică de hârtie. Da. Deci se aplică eticheta aia cu românii. Da, asta este e un furt în fond și la oameni, e un furt din impozitul. Da, noi îl definim așa, deci nu. Noi îl definim ca un act de Robin Hood. Nu, este un act de protest împotriva unui stat corupt. Așa. Da, pentru că și statul e corupt, fiindcă oamenii în el fură. Ceea ce nu, pentru că aia care formează aparatul de administrare fiscală nu sunt în stare să facă ce ar trebui să facă cu impozitele noastre și atunci eroismul nostru spune că noi nu le dăm bani și ne chivernisim noi mult mai bine prin faptul că nu plătim toate impozitele. Cam asta ar fi raționamentul din spate, cel puțin în opinia mea. Corect. Da? Deci oarecum se aplică, oarecum, zic eu, clișeul sau stereotipul. Da, dar cum te simți când te duci și iar generalizez, dar foarte mulți când se duc în străinătate și spun că sunt români, asta este povestea generală, sunt priviți cu neîncredere. Așa este. Tu te simți prin asta. Tocmai, și cum te simți? Nasol. Foarte nasol. Despre asta este vorba când se aplică o etichetă. Argumentul lui a fost destul de clar. E normal să te privească cu neîncredere din moment ce tu ești un host de felul tău. Că eu nu sunt. Eu n-aș face lucrul ăsta. N-ai făcut povestea aia cu bonul de benzină. Ai furt. Ai făcut. Nu, nu l-am făcut. Nu, nici nu l-am făcut, că altfel ne-a fiscul, dar... Nu, Doamne ferește, nu l-am făcut niciodată. Nu. Nu, nu, alții. Absolut niciodată, alții, da. Da. Nu, nu, dar, ok, am fost în situația în care cineva mi-a aplicat o prejudecată și mi-a zis, ești român, deci ești hoț. Nu, nu mi-a zis așa în față, dar m-a privit cu o neîncredere. Și neîncrederea aia s-a și materializat în niște lucruri, în niște, nu știu, cineva care a trebuit să contrasemneze niște chestii pe care eu le vream acolo în străinătate doar pentru că eu eram român, deși legea nu obliga la nimic chestiunea asta. Pe de altă parte, e în puterea fiecăruia să se poarte și să se manifeste în contextul pe care tu l-ai descris, Stela, în așa fel încât omul ăla să vadă, ăsta e un român ok. Concluzia nu va fi niciodată... Da, numai că pentru asta tu trebuie să plusezi, trebuie să te poți mai bine, mai frumos chiar decât străinii, ca să dai o impresie mai bună. Și obositor și inutil. Vezi, și ilogic. Deci tu mai aplicat o etichetă. Eticheta pe care ai pus-o adineauri a fost că străinii se poartă bine și frumos. Da, într-adevăr, am aplicat această etichetă pentru că mi se întâmplă de foarte multe ori când mă duc în străinătate. Mi s-a întâmplat și invers, de multe ori. Adică? Să poartă străinul urât cu mine. Sau nu neapărat cu mine, cu alții din jurul lui. Noi generalizăm aici, iarăși, o imagine pe care o aveam despre o parte a exteriorului României care poate să arate mult mai bine și arată de fapt nu neapărat mai bine în sine, ci nu ne referim neapărat la străinătate, ci ne referim la locul în care am vrea noi să ajungem cândva, ca țară, și în care oamenii se poartă frumos, nu se fură, e cura pe stradă, banii cur din unde ori curge ei. Și cred că putem... Nu, de acolo vine finul. Cred că putem spune că unul dintre efectele etichetelor este acela de bumerang, adică când aplici o etichetă, cumva ți se întoarce și în contra ta. Dacă un străin se poartă urât cu tine că ești român, pentru că auzi că românii sunt hoți, etc., și tu la rândul tău vei aplica o etichetă străinilor care se uită urât la tine. Da, să știi că asta e natural, e chestia pe care o fac oamenii de când și-au descoperit conștiința. Eu chiar asta vreau să întreb. Există viața umană fără etichete? Poate exista viața umană fără etichete? Nu. Simplu. Ca funcționare societală, ca funcționare individuală în raport cu ceilalți. Da, orice cuvânt în sine e o etichetă. Roz. Cam așa mai e roz. E roz fiindcă am zis că e roz. Pentru că așa am stabilit noi odată. Asta e convenția pe care am făcut-o, asta e roz. Da? Și e o etichetă. Revenind la ce spuneai tu mai devreme, Laurențiu, despre etichete bune și rele, cred că putem vorbi despre etichete maligne și benigne, adică o etichetă poate să devină malignă în cazul în care realmente faci rău, când spui țiganii sunt într-un fel și atunci naști discriminare puternică, o discriminare care se simte și în discuțiile cu prietenii, uneori aruncă fără să-și dea seama, a devenit un automatism sau așa sunt românii, ei fură, și atunci tu nu faci nimic constructiv. Te obișnuiești cu o stare de fapt negativă. Și cum ar trebui să sune formularea constructivă? Asta a fost una dintre primele lecții pe care le-am luat de la Magdalena Boiangiu când am ajuns la Dilema. Niciodată nu spune românii. Poți să spui unii dintre români fac așa sau uneori se întâmplă lucrul ăsta. Sunt formule care te pun la adăpost de etichetare, de generalizări. Și mai departe... Dacă folosim formularea asta mai mult sau mai puțin constructivă, da? Care nu face altceva decât să definească o mulțime mai mică din mulțimea mare. Nu ajungi undeva borderline political correctness, care nu mi se pare nici ăla extraordinar de constructiv, între noi fie vorba. Te bazezi pe niște statistici când spui unii dintre români. Adică statisticile cel puțin au la bază ceva științific, ceva demonstrabil. Da, e corect. Statisticile sunt niște numere care dau senzația de scientificitate. Dar 23% dintre români au dat unui prieten un bon de benzină ca să-l deconteze, care, dacă e să o iei corect, înseamnă că estimarea numărului de români sau ponderii românilor care au dat unui prieten un bon de benzină sau bla 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 este 23%, pe care o garantăm că se află în intervalul de 21-25% cu o probabilitate de 95%, ca să fim corecți. Da? Numai că să spui toată povestea asta înseamnă să îngreunezi comunicarea cu mult mai multe cuvinte decât ar trebui. Și atunci noi, prin convenție, ne restrângem și spunem 23% fac chestia asta. E, asta facem și cu eticheta. O aplicăm și spunem, noi, asta e eticheta, asta e chestia care se întâmplă acolo. Cândva etichetele astea erau foarte stricte. Orice etichetă era definitorie, era alb sau negru. Deci ăla care nu era bun era rău. Gândiți-vă la Revoluția franceză. Dar cine nu era cu partidul la putere în clipa respectivă, ajungea la ghilotină. Și așa dura 10 ani povestea acolo. Că atâta erau. Numai că între timp omenirea a evoluat și eticheta pe care o punem ca adversar politic în contextul respectiv, eticheta respectivă nu mai este una foarte dură, ci adversarul politic înseamnă că în majoritatea situațiilor este de altă părere decât noi, dar poate avea poziții similare cu ale noastre în anumite situații. Deja am aplicat ceea ce spuneai tu, statistici, probabilități. E o probabilitate mai mare să fie în felul ăsta în anumite situații, dar în alte situații poate să fie altfel. Ei, și atunci, ceea ce se schimbă astăzi, ceea ce e diferit în postmodernitate sau modernitate față de societatea de acum 200 de ani, este că oamenii nu mai gândesc în alb și negru, sunt mai toleranți și aplică etichetele în mod, să zicem așa, constructiv. Da? Ca elemente care simplifică realitatea, dar în continuare o mențin complexă. Uneori, corect. Da, uneori se întâmplă episodul despre care povestește Luca Niculescu în interviul din Dilema Veche, în care postul de radio, cum era postul? 1000 de dealuri. 1000 de dealuri, așa, ceva de genul ăsta, din Ruanda, poate fi considerat unul dintre factorii declanșatori ai genocidului absolut barbar care s-a petrecut în Ruanda într-un timp extraordinar de scurt, murind extraordinar de mulți oameni. Vorbim de într-o săptămână, au murit sute de mii de oameni doar pentru că, nu doar pentru că, ci și pentru că postul respectiv de radio aplica o etichetă asupra minorității Hutu, cum că erau de tot felul, tuții, pardon, că am făcut o confuzie. Da, eticheta e aplicată într-un context în care deja tensiunile sociale erau puternice, modul în care se etichetau grupurile sociale erau atât de contradictorii, încât a fost suficient să vină un soi de opoziție oarecum oficială, care să confirme că ceilalți au făcut rău ca să declanșeze conflictul. Da, e foarte clar. Există niște situații cu un cumul de factori unde aplicarea unor etichete poate duce la niște tragedii. Hai să ne gândim și la al doilea război mondial. În fond, și la urmă aplicarea etichetei de evreu de către Germania nazistă a dus la un genocid absolut inimaginabil. Și aia era tot o etichetă, dacă o luăm așa. Pe de altă parte însă, pe mine personal, mă oarecum frustrează, mă oarecum, nu știu cum să spun, poate mă deranjează puțin fuga aceasta de etichete și aici mă poziționez și de dragul emisiunii pe o poziție diametral opusă față de Stela. Încercarea furibundă uneori de a evita etichetarea cu orice preț duce la niște situații pe care le vedem și, uite, mă refer la o știre foarte recentă. În Statele Unite. În Statele Unite, președintele Barack Obama, el de origine afro-americană, de altfel, ca să nu spun altceva, să nu aplic o altă etichetă cu conotație negativă, se duce la un podcast pe care îl face un tip, iar podcastul se numește WTF. Nu pot să zic la radio, dar așa se numește, chiar asta e prescurtarea, WTF, da? Și spune așa, în contextul tensiunilor rasiale și a amocului din Charleston, unde au murit niște oameni într-o biserică chiar, da? Spune, fraților, nu e de ajuns să ne raportăm la discriminarea rasială doar prin faptul că admitem ca o convenție să nu spunem, și spune el cuvântul, că a fost o știre care a circulat în toată presa internațională, nu e de ajuns doar să ne abținem de la a pronunța cuvântul nigger în spațiu public. Da? Și s-a ajuns la o situație în care frica de etichetare și de utilizarea acestui cuvânt nigger dă o senzație de confort așa și zice, păi dacă nu mai spunem asta, păi e clar că noi nu mai avem probleme în Statele Unite în ceea ce privește așa numitul racial divide. Da? Da, nu este. Și asta este o etichetă. Da, într-adevăr, înțeleg ce spui. Pe de altă parte, extremele pe care le propune corectitudinea politică atrag niște semnale de alarmă și devii mai conștient de o problemă. Au oarecum același efect de bumerang de care vorbești tu. Mă gândesc, de exemplu, la următorul lucru. Pe ultimele studii sociologice chiar, pe tinerii din Germania ajung să nu mai considere nazismul ceva nasol în Germania, repet, da? Pentru că sunt bombardați atât de mult cu tot ce înseamnă nazism. Deci documentarele care se intitulează la televiziunile nemțești Istoria Germanilor se ocupă numai de perioada nazistă. La școală este băgat cu pâlnia o pondere extraordinar de mare din istorie despre perioada nazistă. Sunt monumente peste tot. Ideea, eticheta folosită că trebuie să atragem atenția extraordinar de mult asupra acestui fenomen ca să nu mai, și eu nu încerc acum, Doamne ferește, să neg vreodată ce s-a întâmplat sau să zic că n-ar trebui vorbit despre lucrul ăsta, duce la efectul de bumerang că ăștia încep să respingă orice informație legată și să aibă o percepție greșită. Dar nu cred că vorbim despre etichetă aici, vorbim despre o prea mare insistență pe un anumit tip de discurs. Și prea marea insistență asupra evitării unor etichete nu poate duce la același lucru? E interesant ce spuneți voi, dar fimea care la școală în Germania n-a trecut în povestea asta. Primele lecții de istorici au fost despre căderea zidului Berlinului. E a treia acum. E adevărat însă că germanii au generația mai bătrână, adică ăștia care sunt mai de vârsta mea așa, au un sentiment puternic de vinovăție în continuare față de război și îl asumă puternic de tot, care pentru mine unul inițial a fost de-a dreptul deranjant, adică bun, și pentru mine am văzut la filme cu nemți care Schnell și Halt acolo în film și împușcau de împreună Ceaușescu, erau un loc comun, încât am aversiunea asta puternică față de nazism. Dar pentru mine ei erau încă și mai agresivi împotriva nazismului și într-adevăr sunt momente în care adversitatea majorității față de un anumit comportament sau față de o anumită ideologie face ca acea ideologie să apară ca fiind una de îmbrățișat pentru partea marginală a societății sau pentru cei care vor să câștige prin ea și astfel de lucruri sunt firești, dar nu cred nici eu că aici vorba de o etichetare, aici vorba de poziționare ideologică, de valori în societate, sunt alte lucruri aici. Etichetarea e mai importantă atunci când definești individul ca fiind handicapat, de exemplu. Faptul că s-a renunțat la utilizarea cuvântului handicapat în public, de aici vine din consecința teoriei etichetării, e o teorie care se cheamă chiar așa, labeling theory, care spune că, domnule, atunci când definești pe cineva ca fiind într-un fel și acel fel este bine încetățenit în mintea indivizilor, ca fiind asociat cu anumite comportamente, acel om va începe să repete acele comportamente. Iar dacă comportamentele respective sunt să nu dorească foarte mult de la viață, să se plaseze la marginea societății, să accepte orice fel de job înjositor pentru că el știe că nu primește altceva, atunci el așa va începe să se comporte, fiindcă ceilalți așa îl definesc. Și ăsta e motivul pentru care în spațiu public se evită în clipa de față unele cuvinte. Pentru mine, de exemplu, că am invocat puțin mai devreme folosirea cuvântului rom sau țigan, mie nu mi s-a părut niciodată o idee deșteaptă schimbarea respectivă, pentru că noi nu aveam contextul în care să schimbăm de la țigan la rom. Simpla schimbare înseamnă că introduci un alien, să zic așa, un corp străin în spațiul românesc, care e tot un corp străin, pentru că spațiul românesc nu e tolerant. Se acceptă imediat. Nici pe departe. Deci noi în clipa de față avem, dacă ne uităm la datele de sondaj, atitudinile față de imigranți sunt destul de jos și atitudinile față de emigranți, față de aia care pleacă, sunt mult mai jos decât ne așteptăm. Deci noi respingem pe cei care fac lucruri altfel decât le fac cei care sunt majoritari. Și atunci e greu ca în astfel de situații să folosești etichete adecvate care să nu definească un anumit grup căruia se aplică eticheta ca fiind minoritar. Minoritarul în general este exclus în astfel de situații. Și cum putem să slalomăm? E clar că etichetarea produce efecte negative. E clar că uneori frica de etichetare duce la un exces, măcar de zel, da? și la neadoptarea adevărată a atitudinii respective. Cum slalomăm, Stela, prin lucrurile astea? Cum reușim să păstrăm un echilibru astfel încât să producem efectele pozitive ale etichetării, respectiv non-etichetării? În primul rând să te gândești de două ori înainte să deschizi gura. Să deschizi gura. Pentru că chiar dacă noi suntem apărătorii toleranței și așa, probabil că uneori avem și noi pe etichetările noastre, da, taximetriștii sunt într-un fel. Și iată că taximetristul de care povesteai tu în dosar îți dădea lecții de teatru. Exact, exact. A fost o lecție pentru mine cu un taximetrist pe care l-am luat să mă duc la un spectacol de teatru și mi-a vorbit despre toată stagiunea de anul acesta, cu lux de amănunte, cu trebuie să văd un spectacol pentru care o regie excepțională, dar scenografia lasă de dorit, un alt spectacol, scenografia superbă. Deci omul era atât de bine pus la punct și cu o cultură atât de vastă în teatru, încât eu m-am trezit gândindu-mă, wow, cât de tare e, deși era o chestie foarte nasolă pentru mine să gândesc lucrul ăsta. Și în afară de a gândi de două ori? În afară de a gândi de două ori, să te mai documentezi, să fii tolerant, să nu gândești neapărat rău, să nu pui răul înainte, să nu pui răul pe care alții ți-l inoculează. Asta în sine, etichetele pot să fie și pozitive. În ce sens? Definești un lucru care, ca fiind o chestie foarte drăguță, foarte interesantă, atractivă, și acel lucru să devină așa. Da? Deci dacă oamenii preiau eticheta respectivă și încep să o trateze ca atare, ea funcționează și îți aduce speranță, chiar te împinge înainte. Poți să definești un om mediocru ca fiind o mare speranță pentru viitorul țării, care e coruptă și individul ăla vine într-o minoritate oarecare, poate chiar etnică, și să-ți alăgăți toate speranțele de ea. Sunt state în care s-a întâmplat lucrul ăsta. Păi și atunci are un efect pozitiv când tu aplici o etichetă pozitivă unui om mediocru, așteptând lucruri mărețe de la acest om mediocru. Omul începe să devină și el, să comportă conform așteptărilor, când are încotro, îl împinge valul înainte și devine simbolul care te aduce în sus. În fine, vorbim despre politicienii români în care de multe ori, dar având speranțe în foarte mulți președinți care au fost până acum, nu foarte mulți, în câțiva președinți, toată lumea a avut speranțe și până la urmă a fost dezamăgire totală. Iar este o etichetă, ok, pozitivă, dar care nu a adus. Evident, asta nu înseamnă că e o rețetă de succes. Nu. Da. Uneori te împinge, alteori nu te împinge înainte. Dar o poți folosi. Deci, pe de altă parte, orice eșec e o chestie în care poți să înveți. Nu... Bun, poți să câștigi. Mă gândesc acum la un exemplu mai concret cu un profesor care are un elev mediocru, dar pe care îl încurajează și dă note pe ceea ce știe și nu pe ceea ce nu știe. Dar depinde. Dacă omul respectiv este dornic să tragă lucrurile pozitive, da, va învăța și se va ridica, dar altfel poate să te înșele foarte mult. Vezi cum notele, că le aduci în discuție, ele sunt în sine, pot să joace rol de etichetă. Că Laurențiu vorbea de școala germană și de sistemul general de educație din altă parte decât la noi. Sunt locuri multe în Europa, mai ales la vestul nostru, în care elevii nu știu notele celorlalți. Notele vin în plic închis, le știi pe ale tale și atât. Dacă vrei să le discuți cu ceilalți, ok, nicio problemă, dar în mod normal le știi decât pe ale tale. Și asta duce la evitarea acelei etichetări, că ăsta e un elev bun, ăsta e un elev slab, ăsta e un elev de nota 4, da? Care te face să te fii de nota 4, chiar dacă tu ai câteva dimensiuni, câteva direcții în care poți să dezvolți, în care ești foarte abil. Apoi ai ședința respectivă cu părinții, care se întâmplă doar cu părinții elevului. Nu sunt ca la noi de-astea gregare în care toți părinții sunt la un loc, ci sunt pe părinți. și îi spui, domnule, știi, copilul tău la matematică și la educație fizică nu e foarte competent, dar la muzică, domnule, e un talent înnăscut, trebuie să-l dezvoltăm în direcția asta și putem să folosim această chestie. Însă n-apare în clasă, n-apare între ceilalți, individul, elevul respectiv nu e etichetat de la început ca fiind bun sau slab, asta nu produce efecte negative asupra lui. E adevărat că pentru cei care puteau fi etichetați ca buni, asta nu mai produce efectele pozitive, dar ăia sunt atât de buni încât, în mod normal, n-ar avea nevoie de ele. Da, eu am încurajare și mă gândesc acum și la, în alt context, la vizualizările pe care le ai la un articol, îl publici, îl pui pe un site și pe măte totul să vezi ce vizualizări are și cu cât ai mai multe vizualizări, cu atât te simți mai deștept și mai dornic ca următoarea dată să scrii și mai bine. Da, că te scrii bine la început și să ai marketingul potrivit. Da, asta vreau să zic, că puteai să dai și un titlu tabloid și tot aveai vizualizările respective. Cu alte cuvinte, în încheierea emisiunii, eu aș vrea să fac un apel la renunțarea etichetării de către profesorii de desen. E un lucru cu care am și eu o traumă din clasa 1, dar am auzit o poveste extraordinar de drăguță în care o profesoară de desen i-a dat 4 unei fetițe pentru că i-a zis să picteze un măr și ea, interpretând task-ul respectiv, a pictat un măr albastru și i-a dat 4 pentru că mărul nu poate fi albastru. În ideea de artă și viziune n-are cum să fie un măr albastru. Asta e un apel personal, iar cred că sper să fim cu toții de acord că gândul de încheiere și de concluzie a emisiunii și a micii noastre discuții pe tema etichetelor din dosarul Dilemei Vechi nu poate fi decât unul că am început emisiunea cu întrebări, am continuat-o cu întrebări și sperăm la un singur lucru, ca cei care ne ascultă și care citesc Dilema Veche să nu facă altceva decât să-și pună întrebări și fiecare să-și găsească răspunsurile așa cum crede de cuvință, conform propriilor etichete sau non-etichete. Și acum o să aplicăm un stereotip că trebuie să închidem emisiunea. Știu că e stereotipic și clișeic deja, dar emisiunile se mai și termină. Stela Giurgeanu și Bogdan Voicu, vă mulțumesc amândurora că ați fost alături de noi. Laurențiu Colintineanu vă îndeamnă de data aceasta să vă puneți întrebări și sigur să rămâneți pe gânduri ca de obicei la finalul emisiunii. Săptămâna viitoare o nouă temă, un nou dosar din Dilema Veche, chiar aici la RFI.